Septembrie a început cu temperaturi de vară, dar nu putem să nu ne gândim la sezonul rece, care se apropie rapid și care cu siguranță ne va scoate bani mulți din buzunare pentru încălzire. Ținând cont de salariile foarte mici și de scumpirile care au loc aproape în fiecare toamnă, factura la întreținere le dă fiorești giurgiuvenilor, mai ales că prețul gigacaloriei rămâne la fel de ridicat. Costul la energia termică pentru iarna 2011-2012 din oferta noastră tehnică a fost același ca prețul scutului, adică 349 de lei pe gigacalorie, urmând ca în Consiliul Local, probabil în cursul lunii octombrie, să se propună din partea grupului Partidului Poporului un proiect de hotărâre de Consiliu Local, prin care subvenția să se dubleze față de anul trecut. Deci populația, sperând să poată plăti în această iarnă, aproximativ 280 de lei pe gigacalorie. O altă veste proastă este că datoriile giurgiuvenilor către furnizorul de argint termic cresc de la an la an, la fel și datoriile centralei către distribuitorul de gaz. Datoriile la plata energiei termice pentru iarna trecută este în acest moment crescut de 2.800.000 de lei, adică 28 miliarde vechi. Acești bani vor trebui plătiți pentru că mai departe scutul are de plătit către furnizorii de gaz tot cam aceeași valoare. În privința aprovizionării cu gaz, deci, cum v-am zis, datoria către furnizorul de gaz, același, vom avea același furnizor de gaz pentru că dacă ne achităm datoria către el, ne va da gaz fără să dăm bani în avans. E de 28 de miliarde, din care 8 miliarde este subvenție care avem promisiune de la primărie că o va plăti până la 1 noiembrie și 20 de miliarde trebuie să recuperăm prin scut ca să ne putem achita datoria la gaz. Costuri mai mici ale facturilor la încălzire poate veni din partea Consiliului Local, cel care decide în cele din urmă dacă subvenția alocată beneficiarilor se va modifica față de anul trecut. Cu sau fără datoria, agentul termic va fi distribuit către giurgiuveni începând cu data de 1 noiembrie, însă calorifere calde vor avea doar cei care sunt cu plata la zi.